Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună, mă bucur să putem parcurge în continuare un material relevant despre traumă, despre efectul ei asupra lui Moise și despre efectul ei în viața noastră, pentru că ne putem identifica fiecare dintre noi cu Moise. Ceea ce el a trăit, trăim și noi de multe ori, doar că nu înțelegem despre ce este vorba. Dar reacția asemănătoare cu ale lui avem și noi. De multe ori și noi ne sabotăm singuri, ne sabotăm relația cu Dumnezeu, ne sabotăm relația unii cu ceilalți, dar mai mult decât atât, poate ne sabotăm inclusiv intrarea în moștenirea pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Biblia spune că în moștenire intră cei care sunt maturi. Dar dacă trecutul tău, dacă trauma ta, încă deține controlul asupra reacțiilor pe care tu le ai, nu poți ajunge la statura de om matur în Hristos. Rămâi un copilaș. Rămâi un copil care este condus de emoții, este condus de frustrări, de reacții ciudate pe care să nu le înțeleagă și pe care să le vrea să le controleze, dar să constate că este foarte greu de făcut acest lucru. Și am văzut ultima dată că Dumnezeu îl provoacă pe Moise să se întoarcă înapoi la cea mai mare frică pe care el o are. Tocmai pentru că, dacă ajunge acolo, dacă reușește să se impună în locul în care a trăit cea mai mare frică, dacă reușește acolo să intre, dar de pe o altă poziție, de pe poziția celui care este investit acum de Dumnezeu cu toate resursele necesare și cu toată autoritatea necesară, el va experimenta o biruință foarte prețioasă în ce privește viața lui de credință, în ce privește relația cu el însuși și în ce privește relația cu oamenii. În acest caz, oamenii îi vor da încrederea lor. Oamenii îl vor investi cu încredere, și exact asta s-a și întâmplat. Când el a ajuns acolo, oamenii l-au crezut, oamenii l-au urmat, oamenii i-au dat credit, și el a reușit să aibă impact asupra israeliților captivi în Egipt, și a reușit prin ceea ce Dumnezeu i-a dat ca misiune în relație cu faraon să scoată poporul Israel din robia egipteană. Lucrul ăsta îl vei reuși și tu. Dar nu fără să-ți înfrunți uriașii. Uriașii sunt în viața ta, uriașii sunt în viața mea, uriașii sunt în viața fiecărui creștin. Indiferent câte cântece de laudă știm sau câte proclamații facem, în viața fiecărui creștin vine un moment în care se confruntă cu uriașii în care are dus, de dus o bătălie și chiar dacă Dumnezeu este cu el, chiar dacă Dumnezeu i-a dat promisiuni creștinului, el va trebui să lupte lupta lui. Fiecare om are lupta lui. Moise avea de dus o luptă, lupta de a fi biruitor în relație cu Faraon, de a se înfățișa în fața lui Faraon, dar de data asta, de pe o altă poziție. Creștinii și imaginează că ei reușesc să scape de lucrul ăsta și că ei nu mai au nevoie să ducă lupta cu faraonul lor. Din păcate, experiența ne arată și Biblia ne arată că această luptă fiecare creștin trebuie să o ducă. Vedem că Dumnezeu îl trimite pe Moise la faraon. Dacă vă aduceți aminte, pe Agar, Dumnezeu îl trimite înapoi la Sara. Cu toate că Sara a suprit-o, cu toate că Sara a fost abuzivă în relația cu Agar, și Agar a fugit când s-a întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus Agarei: Întoarce-te înapoi la stăpânata Sara. Ne aducem aminte de faptul că Iacov a fugit departe de fratele său, Esau, pentru că fratele lui vroia să-l omoare, dar a venit o zi în care el trebuia să se întoarcă înapoi. Să se întâlnească cu acel om care știa că îl urăște cel mai mult cu fratele lui pe care el îl înșelase prin faptul că i-a furat dreptul de întâi născut. Toate lucrurile astea au relevanță pentru noi. Nu știu care este faraonul de care fugi tu, nu știu care sunt luptele de care te ferești tu, nu știu care sunt oamenii pe care tu nu mai vrei să-i vezi sau cu care nu mai vrei să ai de-a face. Dar este posibil ca Dumnezeu exact la oamenii aia să vrea să te trimită, dar cu altă atitudine. Cu o atitudine dumnezească, nu din fire, nu din revoltă, nu din frică, nu din mânie, ci cu o atitudine dumnezească. Și e important să-ți faci tu socoteala și să te gândești în viața ta care sunt oamenii de care nu vrei să-ți amintești, de care nu vrei să-ți aduci aminte. Care sunt situațiile care îți provoacă o încordare în interiorul tău, dacă ți-amintești de ele? Care sunt acele personaje din viața ta care te-au dus într-o zonă de frică, de încordare, de pierdere, de respingere, de neliniște? Care sunt oamenii care te-au respins sau care s-au purtat abuziv cu tine? Poate că sunt lideri religioși, poate că este tatăl tău, poate că este șeful tău de la muncă sau poate că este un om care a făcut parte din viața ta la un moment dat. Poate că, ca și agar, ai fugit departe de omul ăla și ai considerat că dacă fugi destul de departe de el, ești în siguranță. Dumnezeu îți spune ție, întoarce-te înapoi. Mulți români au plecat în străinătate, în toată Europa și s-au răsfirat printr-o grămadă de țări cei mai mulți au vrut să scape. Nu neapărat um, lipsa banilor i-a împins să plece, deși au folosit acest lucru ca scuză. Mulți oameni, mulți români au plecat în străinătate și poate ești și tu cel care asculți un astfel de român, plecat în străinătate ca să scapi de -o o persoană abuzivă, să scapi dintr-un context pe care l-ai considerat o povară pentru tine. Poate ai vrut să scapi de o mamă manipulativă sau de un tată agresiv sau de un soț sau de o soție care ai simțit că este abuzivă în relație cu tine. Am o veste pentru tine. Faptul că ai plecat departe nu înseamnă că trauma s-a vindecat. Nu înseamnă că acei oameni de care ai vrut să fugi. Nu trăiesc în sufletul tău și astăzi. Nu sunt parte din inima ta și astăzi. Poate că părinții tăi au murit, poate că nici nu mai sunt în viață, dar încă le auzi vocea undeva în mintea ta, cum te dezaprobă, cum te condamnă, cum te critică, cum te resping. Încă auzi vocea aceea care te respinge undeva în mintea ta. Provocarea pe care Dumnezeu ți-o lansează astăzi este întoarce-te înapoi la omul ăla. În mintea ta, nu fizic, poate că fizic nu se mai poate face lucrul acesta, sau poate se poate, dar acolo, în imaginația ta, în sufletul tău, întoarce-te înapoi, întâlnește-te cu omul acela, stai față în față cu el și vorbește despre ce s-a întâmplat cândva, despre rana din inima ta, despre ce simți tu în sufletul tău, pentru că de data aceasta nu e singur. De data aceasta nu mai ești copilul acela sau ființa aceea neajuturată de atunci. Acum e Dumnezeu cu tine. Mulțumesc!